Distracție marca Kids Zone, de asta au avut parte prechindeii de zilele orașului, pentru că manifestările nu puteau fi dedicate exclusiv adulților. Promenada Crișana a fost zona în care cei mici au regăsit paradisul copilăriei, de la decor până la atmosferă. În preajma castelului prințeselor și a cetății micilor cavaleri și a tunurilor de confeti au fost organizate jocuri interactive și distractive, ateliere de creație, butaforii, painting-uri, piese de teatru și concerte pentru copii, dar și parade de măști și costume. Surpriza ultimei seri a fost însă alta. Avem parte de super concentru cu Andra Gogan și trupa Amicii din București. Vorbim despre unele dintre cele mai cunoscute voci la nivelul copiilor, voci puse de Andra Gogan pentru Prințesa Sofia, Doctorița Plușica, celebra Violeta. Iată că această voce a răsunat pe Crișana aici și că sunt copiii foarte încântați. Să vedem ce a ieșit, pentru că aici, când vine vorba de distracție, cei mici sunt primii. Îmi place să văd că aveți mulți, e foarte tare muzicării și îmi place, sper mult, eu mă distrez foarte tare pe muzicării și sunt sigură că și voi. Ok, fiți atenți ce vom dansa acum. În primul rând vreau să întreb dacă vom putea să îi chemăm pe copii pe scenă, la un moment dat? Nu? Nu avem voie. Nu avem voie, dar nu e nicio problemă, așa se vede și mai bine. Lasă că așa ne distrăm și mai frumos. Însă surprizele nu s-au oprit aici. Toate aceste concerte au fost pigmentate cu pictură pe față, cu baloane colorate, mii de baloane colorate, cu foarte multe surprize pregătite pentru copii, de la Castelul Prințeselor la Cetatea Micilor Cavaleri. Vreau să vă spun că la finalul concertului Andra le-a promis tuturor copiilor veniți aici pe Crișan un musical. Pentru noi adulți acest musical este probabil un understanding, un not understanding. Dar pentru copii este ceva la modă și a promis de asemenea că postează pe pagina sa de Facebook, pe canalul de YouTube, unde are peste 300.000 de urmăritori și copiii din Severin au fost super încântați. În prima seară a zilelor orașului, prichindeii s-au distrat alături de Teatrul Colibri, asistând la parada păpușilor gigantice Kids Zone, oferindu-le celor mici și un număr de magie alături de Adi Olteanu. Cea de doua seară, compania de teatru pentru copii din București, Arabella, le-a oferit de asemenea prichindeilor un spectacol pe cinste. We're gonna do the monkey.